Platforma calculează automat dozele de citostatice pentru un pacient oncologic, iar datele pot fi văzute și verificate de medic, farmacist și asistent. Medicul Alexandru Iliescu a căutat o soluție pentru a-și gestiona mai ușor pacienții și mai ales în siguranță. Eu, ca și medic oncolog, am la dispoziție o bază de date cu 500 scheme de tratament, care mă ajută să fiu foarte precis în ceea ce înseamnă calculul și presiderea pe care urmează să o fac. Ceea ce dura în medie 3-4 ore zilnic, eu am redus la maxim o jumătate de oră. Datele unui bolnav sunt introduse în aplicație prin fotografii sau scanări și apoi este generat un dosar electronic al pacientului, care poate fi accesat oricând. Am creat un sistem în care medicul poate să aibă acces instant la anumite informații despre un pacient, folosind un AI generativ. În loc să caute foaie cu foaie sau rând cu rând în dosarul stufos al unui pacient, medicul doar întreabă aplicația. Platforma este deja folosită în 45 de spitale de stat și private din toată țara, dar cu ajutorul ei au fost deja tratați peste 16.000 de pacienți. Eu, ca medic, sunt mult mai liniștită, știind că farmacistul are informația exactă pe care o poate vedea, că asistentul are informația tipărită. Inteligența artificială devine o unealtă pentru medici din toată lumea. Anul trecut, în august, un spital din Norvegia a început să analizeze radiografiile unor fracturi cu ajutorul inteligenței artificiale. Până în octombrie, medicii spun că scutiseră 79 de zile de așteptare pentru pacienți. Jeg tror fortsatt ikke vi har opplevd at kunstig intelligens har gått glipp av et brudd som har fått klinisk konsekvens, altså en pasient som må tilbake og behandles. Selv om vi har analysert 6500 undersøkelser hittil. Inteligența artificială este folosită și în cazul bolnavilor de cancer din Danemarca. Sistemul danez folosește date anonime de la 76.000 de pacienți care au fost operați de cancer de colon sau rectal în ultimii 10 ani și le combină cu informațiile noilor bolnavi. După ce analizează mii de variante, sugerează planuri de tratament.